Am înțeles că mă filmați. Da. Am înțeles că ați făcut un mic picnic. Nu. Da? Am aflat. Păi de aia zic. Problema este felul următor. Nu știu dacă cunoașteți. Este un spațiu privat și picnicul în parc. Da? Ăsta e parc. Nu. Este proprietate privată. E parc. Ok, dacă nu vreți să mă ascultați și vă mențineți, o să las pe colegul meu să vorbească cu dumneavoastră, dacă nu vreți să mă ascultați pe mine. Dar vrem să vă ascultăm, doar că nu suntem de acord că e proprietate privată. Stai să zic eu ceva, să-și termină ideea. Neziua, agent principal Negoiță de la secția 12, poliția. Domnul Negoiță. Robert, da. Încântat. Dumneavoastră? Cristian. Un buletin să-mi prezentați și mie. Sigur. Vă rog. Dar de ce legitimați? Ați să știu cu cine discut. Asta nu e motiv de legitimare. Nu este un motiv de legitimare? Ok, bine. Legitimarea se face cu justificare, cu explicare, când a încălcat om o lege. 1, 2. Așa știți dumneavoastră? Ok, da. Legitimarea da. Se face când s-a încălcat o lege? Da. Să știți, legitimați ca să știți cu cine vorbiți. Da. Dumneavoastră, să știți că dacă ne filmați pe noi, aveți tot dreptul, pentru că suntem pe o proprietate privată. Dar în momentul în care veți folosi acea filmare în mediul online, să ne vedem în judecată. O să vă dau în judecată cu cea mai mare plăcere. Bine. Vă garantez bine. Chestia asta. Mai e unul care se judecă, de vreo câțiva ani săracul și suferă că nu poate să obțină dreptate. Nu poate să obțină. A aflat de libertate de exprimare, de drepturi fundamentale. Puteți să opuneți cine a zis că este ilegal. Atât timp cât îmi blurați fața, puteți să faceți. Nu, n-am blurat nimic. Deci credeți-mă că o să ne vedem. Credeți-mă că e vedetă. Vă garantez eu. Așa. Deci asta pe poze de cameraman, nu? Pe poze de om liber. De cameraman. De om liber, nu cameraman cu profesie. Sunt un om liber cu cameră. Mai am una la telefon dacă insistați, o scot și pe aia. Veniți cu din aceea mare. Vin cu ce vreau. Sunt atât de liber încât vin cu ce vreau. Trebuie să veniți cu ce doriți dumneavoastră. La mine în curte. Asta n-are vibrator. Acest domeniu este o proprietate privată? Nu se vede. Ia uitați-vă. E parc, alei. Partea cealaltă, da, este parc. Și de unde știm care e diferența între ele? Asta parte este o parte privată. Unde scrie? De ce nu vei? Păi, ați fost aici și nu ne-ați văzut? Da. Ne pare rău. Am fost de fiecare dată. Da? Da. Și de ce nu le opriți? Și de ce n-ați găsit pe ele? Incendiile, 11 incendii în jumătate de an. Cum ați vrea să le oprim noi? Cumva să găsiți vinovată, ce ne-a dat foc. Toate incendiile din constatarea pompierilor pornesc de la un chisel de țigară. Așa. Păi, trebuie găsit omul care aruncă. Ce trebuie? Da, nu. Da, nu se fumează în alte parcuri, în alte... Cine aruncă? Omul care aruncă țigara, da. Faceți o petiție. Nu vi se pare un pic suspect că se fumează doar în partea asta de parc? Așa, că se pare suspect? Mie mi se pare foarte suspect. E delimitat perimetrul ăsta, doar aici se fumează, doar aici aruncă oamenii mucuri de țigară. Se pare suspect. Dar dumneavoastră... Mă miră că nu vi se pare dumneavoastră. E suspect că nu vi se pare suspect. Nu am pus nici. Puteți să-mi dați, vă rog, un buletin să vă legitimez? Toată lumea! Cât să legitimăm? Toată lumea. În ordine alfabetică sau cum începem? V-am spus. A fost un apel, 1-1-2. Și trebuie să facem verificări, da? Drept urmare să legitimăm persoanele care se află aici la fața locului. Dar de ce? Au făcut ceva ilegal? Nu trebuie să faceți ceva ilegal pentru a vă legitima. Să stabilească identitatea. Ați înțeles? Exact. Văd că sunteți continuu împotriva mea, nu înțeleg de ce. Pentru că se legitimează omul când face ceva ilegal. Am înțeles. Nu de moft, cum vrea colegul dumneavoastră să știe cu cine vorbește. Nu domnul meu, colegului, da, dar pot să vin la dumneavoastră dacă vreți. Brega Nicolae. Cine te uți, o dată naște. 27-286. Cine v-a strâns, dacă nu? Nu. Trebuie să spuneți numele? Brega Oleg. Oleg? G. Cine pe o dată naște? 26 octombrie 73. 73? Mhm. Dacă mi-ați dat greșit, vă aduc la cunoștință că veți fi sancționat contravenționat. Da, bine, bine că nu ne împușcă. De ce cel mai întrebați atunci dacă îl bănuiți? Dar nu crede că-s de 73. Nu, dar ați râs. Pare mai tânăr, liber. Da. Spuneți-mi, Marinescu, Marinescu, Marinescu. Așa le cunoaște și mai bine. Prima zi de școală. Puteți să ne informați care sunt consecințele acestei legitime, care sunt posibile consecințele? Eu am dat buletinul domnului și a plecat. Nu vreți să nu stai că vin tu fără special. Să, aibă, să ia probe de laborator. Ia sunt, iau-te. Oh, și cu jandarm. Ce e jandar, măi, nu? Ce l-au tăi jandar? În haine albastre, deschise.
care e scopul legitimării dacă oricum nu se întâmplă nimic? Ca să ne intimideze. Ca să ne intimideze. Ca să bage frica în noi. Ca să ne intimideze. Da, și a jandarmerie e tot. Când arde parcul nu vine nimeni. De ce a ars parcul dacă a fost aici? Poate... Poate ei au pus foc. Ștoc de țigară în 15 părți. Asta e constatarea poliției. 30 de incendii în fiecare dată. Constatarea constatarea noastră este că s-au fost două în constatarea copacilor. Am văzut grup de poliție. Nu cred că a gardat mai. Și tot așa, se pasează problema de la unul la altul. Vorba că avem niște atribuții. Și noi avem voie picnic aici, asta e incredibil. Pe domeniul cu darnă. Exact, da, pe domeniul cu darnă. Poate arde, poate otrăvi, se poate face orice, dar n-ai voie să faci. Da. Și unde e gardul acestui domeniu privat? Nu vă supărați. Unde e? Că sunt 100.000 de oameni care trec zilnic. Ia uitați. De ce nu-i legitim pe voie să treceți? Ia uitați, oameni, nu ascultați? Da, nu picnic. Da, dar n-avem voie să stăm. Mă ascultați? Mă lăsați să duc o provoție până la final? Vă rog. Aveți voie să treceți pe aici, dar în momentul în care proprietarul vă solicită faptul că trebuie să părăsiți, nu să trebuie să părăsim. Păi noi tocmai ne pregăteam să părăsim. Nu, proprietarul e Cocorul Maria, eu sunt împuternicitul. Pe chemați pe doamna. Dumnezeu, cum? Împuternicitul. Nu, cum să chem? Dar nu vrea, nu e obligat. Dar normal. Actul de proprietate, unde e? Unde e? În ce calitate încetă actul? În calitate de cetățean care face picnic aici.